pe marginea bății, din limanul. Sunt la marginea de vest a localității Limanu. Apa este foarte curată aici, foarte frumoasă. Iar aici o pădure de pini. În zona Mangaliei avem foarte multe păduri plantate cu pină. Pentru cine nu știe, conurile de pin, iată, mai sunt încă verzi, dar probabil miezul e tare, sunt folosite pentru siropuri, două metode, macerare la rece sau prin fierbere. De asemenea, tot din aceste conuri se face și o tinctură în care se taie felii, se pun într-o sticlă și se umple cu alcool. Ce mai putem face din aceste conuri, verificată de mine, un fel de dulceață, dăm aceste conuri când sunt ele doar la 3-4 cm, când apar prima dată, prin aprilie, sunt bune în Dobrogea la noi, se dau prin blender, se obține o pastă și se pune în borcan jumătate pastă, jumătate miere, iar dimineața se ia pe stomacul gol, pe nemâncate, o linguriță sau se dizolvă o linguriță în apă. Sunt foarte bune în felul ăsta ca tratament pentru probleme de respirație mai grea sau pentru răceri. Oricum ar fi, conurile de pin sunt foarte bune. Multă lume nu știe și face din muguri. Sunt mult mai indicate și mai eficiente siropul din conuri decât din muguri. Conțin mult mai multă sevă. Iar pădurea aici e destul de mărișoară, care să zic așa, cu mulți copaci. Și zone de grătar, iată, se face, se obișnuiește, vine lumea în special primăvara, când e mai verde și iarba și vin și fac grătare aici. Iată. Și aici e o zonă în care s-a făcut grătare.